Prin ordonanța de urgență numărul 40 din 2 aprilie 2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar, articolul 1, Ministerul Sănătății coordonează organizarea și funcționarea tuturor unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale și exercită inclusiv atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcția persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități. Începând cu data de 30 a, a 2020, domnul Alexe Nicolae a fost suspendat din funcția de manager al Spitalului Municipal Câmpulung pe durata stării de urgență. Prin Ordinul Ministrului Sănătății numărul 548 din 34-2020 pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Noi nu ni s-au adus la cunoștință nici până la data prezentului comunicat documentele concrete care au stat la baza suspendării, lucru solicitat Direcției de Sănătate Publică Argeș prin adresa numărul 12293 din 25-5-2020. -a -a Începând cu aceeași dată, domnul Aron Andrei a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Municipal pe perioada stării de urgență prin ordinul Ministrului Sănătății numărul 549 din 30 a 4 a 2020. Domnul Alexe Nicolae a câștigat în anul 2019 concursul pe postul de manager al Spitalului Municipal Câmpulung în acest sens, încheindu se cu primarul Municipiului Câmpulung, contractul de management numărul 19.967 din 26 20 2019. Conform articolului 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 70 din 14 mai 2020, privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020 în contextul situației situații epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, Ministerul Sănătății coordonează organizarea și funcționarea tuturor unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale și exercită inclusiv atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități. Potrivit articolului 1 din hotărârea Comitetului Național de Urgență numărul 24 din 2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național, începând cu data de 15, -15 a 2020 a fost declarată starea de alertă la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile. În data de 15 a 5 a 2020 s-a emis de către Ministerul Sănătății ordinul numărul 671 din 15 a 5 a 2020, prin care domnul Alexei Nicolae a fost suspendat din funcția de manager pe perioada instituirii stării de alertă la nivel național. Domnul Alexe Nicolae a solicitat prin adresa numărul 11.778 din 18 a 5 a 2020, emiterea unui act administrativ în sensul reluării efectelor contra contractului de management. Primăria Câmpulung solicitând în acest sens prin adresa numărul 12.081 din 21 a 5 a 2020, Ministerului Sănătății să ia măsurile care se impun pentru înlăturarea eventualelor blocaje instituționale și, după caz, restabilirea contractului de management. În data de 25-a 2020, Parlamentul României a emis hotărârea numărul 5 per 2020 pentru încuvințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin hotărârea Guvernului numărul 394 din 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în care, la anexa numărul 1 după articolul 3, se introduce un nou articol, articolul 3.1 cu următorul cuprins. Autoritățile publice locale pentru unitățile sanitare din subordine exercită atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcția persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități în condițiile legii. Din analiza actelor normative cu putere de lege, respectiv ordonanța de urgență a Guvernului numărul 70 per 2020 și legea numărul 55 per 2020, Ministerul Sănătății nu mai deține atribuția de eliberare din funcția persoanelor care ocupă funcție de conducere în cadrul unităților sanitare din subordinea autorităților administrației publice locale. Astfel, în baza acestora s-a emis dispoziția numărul 196 din 25 a 5 a 2020 cu privire la încetarea numirii domnului dr. Andrei Aron din funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Câmpulung și decizia numărul 197 per 25 a 5 a 2020 privind încetarea suspendării contractului de management numărul 19.967 din 26 a 2019, încheiat între domnul Sărăiu Ioan Liviu în calitate de primar al municipiului Câmpulung și domnul Alexe Nicolae în calitate calitate de manager al Spitalului Municipal Câmpulung. Am solicitat Direcției de Sănătate Publică și Instituției Prefectului Județului Argeș, cea care a făcut solicitarea de suspendare a managerului spitalului, să ne comunice motivele concrete care au stat la baza suspendării din funcție a domnului Alexe Nicolae și încă le așteptăm. Deoarece luna viitoare, domnul Alexe Nicolae, care a ocupat postul de manager al spitalului prin concurs, are evaluarea anuală, credem că este important de știut aceste motive pentru a avea o imagine corectă a activității dânsului. Dacă se vor constata nereguli în activitatea domnului Alexe Nicolae, în mod sigur va fi demis din funcție și va fi organizat un nou concurs unde se poate înscrie, dacă va dori, și domnul dr. Aron Andrei. Cât despre numirea domnului dr. Aron Andrei de către domnul ministru nelutătaru, nu pot să afirm decât că fie activitatea domnului dr. Aron Andrei este foarte cunoscută de domnul ministru, fie domnul doctor este o persoană cunoscută de domnul ministru, pentru că altfel nu mi-explică această numire, cu atât mai mult cu cât domnul doctor activează în privat, iar toate celelalte persoane numite la. Conducerea diferitelor spitale din țară în această perioadă au venit de la spitale militare sau publice. Dacă ne referim la activitatea domnului dr. Aron Andrei în cele 24 de zile cât s-a aflat la conducerea Spitalului Municipal Câmpulung, putem afirma că lui a continuat activitățile și măsurile demarate de domnul Alexe Nicolae. După cum știți, alocarea financiară de la bugetul local și diligențele pentru primirea sponsorizării de la Holsim pentru achiziționarea aparatului de testare de tip PCR, inclusiv achiziția acestuia, s-au făcut în perioada când manager al spitalului era domnul Alexe Nicolae. Despre proiectele de milioane de euro pe care domnul dr. Aron Andrei afirma că le avea în vedere pentru spital, nu am informații, dar pot să vă spun că atât Spitalul Municipal Câmpulung cât și Spitalul TBC pregătesc depunerea unui proiect pentru recuperarea cheltuielilor făcute pe echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19, cât și pentru achiziționarea altor echipamente și materiale de protecție ce vor fi folosite în același scop. Proiectele vor fi depuse spre finanțare în cadrul programului operațional Infrastructură Mare, axa prioritară 9, obiectivul specific 9.1. Semnează primar Ioan Liviu. Cyroju